Declarații șeful Poliției Române Ioan Buda, să-l ascultăm. Acolo, în condițiile în care s-a prezentat la respectiva acțiune. Să începem cu, în primul rând, din nou, condoleanțe familiei colegului nostru și vom fi alături de el până la final și de familie la fel, în continuare. Trebuie să mergem pe două chestiuni care sunt principale. Odată, prima parte a acțiunii care ține de la modul în care au acționat colegii noștri și până în momentul în care a fost împușcat colegul nostru, și cea de-a doua parte, de la împușcătura colegului nostru și până la reținerea acestui criminal. Dacă în prima parte am spus că acțiunea polițiștilor de la Inspectoratul Poliției Timiș a fost deficitară și defectuoasă, înseamnă că știu de ce am spus chestiunea asta și am dispus acolo o anchetă. Ancheta este în curs. Vă voi da toate detaliile la finalizarea anchetei. 2. A doua parte, după împușcarea colegului nostru și activitățile de reținere a criminalului, sunt măsuri polițienești care s-au dispus și meritul este a Poliției Române și nu numai, a tuturor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne. Cu ce vreți să începem? Haideți să începem cu prima parte. Cu prima parte. Deci, pentru prima parte, avem o anchetă în curs, care se desfășoară acum la Inspectoratul Poliției Județene Timiș. Această anchetă se va finaliza și voi veni cu toate detaliile. Domnule Buda, dacă ați fi fost dumneavoastră șeful SIC-ului de acolo, sau șeful IPJ, l-ați fi trimis așa pe respectivul agent la acțiune? Deci, noi zilnic avem în jur de 17, 18 până la 20 de urmăriți general, care sunt reținuți. De la începutul anului până în prezent au fost reținuți 3800 de urmăriți general. Pentru fiecare urmărit general și pentru fiecare acțiune, trebuie să o pregătim într-un anumit fel. Cum ați pregătit dumneavoastră acțiune? Pregătirea constă în profilul acelui urmărit general și a modului de acțiune. Și aici n-a reieșit că ar fi un bărbat violent care a stat foarte mult prin închisori, tocmai, care a evadat, tâlhar și așa mai departe? Tocmai la acest lucru trebuia să se gândească colegii mei. Să studieze profilul urmăritului general și în funcție de profilul urmăritului general au stabilit locația și trebuia să intervină conform procedurilor. E adevărat că s-a spus că s-a mers acolo pe o informație, dar în principiu te duci acolo că te gândești că îl și găsești, tocmai de aceea ar trebui să fii și pregătit în cazul în care îl găsești să și acționezi, nu să reții. Da, bineînțeles, ei trebuia să fie pregătiți pentru această acțiune. Dar, repet, toate detaliile vi le dau la finalizarea anchetei. Deocamdată suntem cu colegul nostru, mâine va fi înmormântarea, vom participa la înmormântare. După înmormântare se va finaliza ancheta și vin cu detalii pentru toate... Care ar fi lanțul de decizie? De unde? De la Poliția Recaș, de la SIC, de la șeful Inspectoratului Județean Timiș? Lanțul de decizie începe de la cei care se ocupă cu urmăriții general, adică este un compartiment de urmăriri din cadrul SIC-ului. Da. De ce nu așteptăm să vedem finalizarea verificărilor și nu vă promit că vin și vă dau în detaliu tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Rebuda, ați spus că a fost o intervenție organizată defectuos. Nu vă cerem să vă antepronunțați, dar unde ar fi fost poate prima greșeală? De unde a început totul? Asta încercăm să aflăm. Unde s-a... Spuneați de altfel că... Tocmai am spus. Finalizăm ancheta, finalizăm verificările, vin cu detalii despre această acțiune a colegilor mei înainte de a fi împușcat colegul nostru. Deci să vă mai întreb ceva. E o practică să meargă doi agenți de poliție și doi de la SIC pentru a reține un urmărit practic... sau e lipsă de personal acolo, în județul Timiș? Repet. Profilul urmăritului general și modul de acțiune se stabilește de către compartimentul urmăriri. Putem să ne întâlnim cu urmărit general pe stradă sau în fața Inspectoratului General. V-am spus numărul lor
Ei sunt, în toată baza de date, sunt aproximativ 7.000 de urmăriți generali. Dar atunci nu aveți timp să pregătiți acțiunea dacă dați la stare cu el. Cum să nu? Da, noi suntem pregătiți întotdeauna. Vă rog. E o lipsă de personal la timp. Hai să trecem la ceea ce facem acum. Suntem la prima parte, veți a doua parte să vă explic sau tot? Okay. Da. Vă rog. Bun, spuneți-ne dacă aveți detalii legate de modul în care s-a aflat unde era bărbatul reținut. Păi sunt măsuri informative pe care colegii noștri le-au avut în zonă și cum le avem toți și în funcție de asta și-au dozat informațiile înspre acea direcție. Mai exact? Mai exact? Exact cum v-am spus. Vă rog. Ați fost ieri acolo, ați vorbit cu familia poliției. Da, am fost acolo, am fost... Ați cerut explicații? Familia este îndurerată, cum e și normal și... nu mi-a cerut explicații nimeni și am încercat pe cât posibil să fiu alături de lor și de ei și voi fi alături de ei. Ce fel de măsură să dispuneți după această anchetă? Pentru că spuneați că o să veniți cu informații despre ceea ce s-a întâmplat. Iar ne întoarcem la anchetă. Am spus că sunt niște verificări, verificările se vor încheia. După ce se încheie verificările, venim cu măsuri concrete și vin în fața dumneavoastră și vă răspund la toate întrebările. Domnule Buda, bărbatul care l-am pus ca pe polițist, conform bazelor de date, avea un profil al unei persoane periculoase? Da. Este s-a greșit. Un criminal? La modul în care au acționat în acea zi în mod.